Bună ziua, doamna Iulia Rugina, bună ziua. Regizor de film și profesor de regie de film cu experiență în pedagogie. Cu ce ocazie la noi în Târgu Jiu? Am venit să întâlnesc un grup de copii liceeni în cadrul unui proiect dedicat lor, niște ateliere de cinema. Sunt unul dintre trainerii care îi însoțesc pe acești copii în a descoperi niște elemente teoretice despre făcutul de filme, pentru ca apoi pe timpul verii să realizeze singuri niște scurtmetraje pe care sper să le vedem cu toții în toamnă. Eu m-am ocupat de partea de regie, colegii mei traineri, încă trei, Ana Gopian de partea de scenariu, Mișu Ionescu, trainer pe imagine și Laura Lăzărescu pe partea de montaj și sunet. Și cursurile, să spunem că vor fi încheiate și de alți doi traineri, da, care vor veni pe actorie de film. Este vorba despre Denis Hanganu și Voica Oltean, cu care dumneavoastră de altfel ați lucrat și cu care ea și-a făcut debutul în cinematografie. Aș vrea să vă prezentați puțin pentru publicul nostru târgujian, care știu cu siguranță că unii dintre dumnealor au vizionat filmele făcute de dumneavoastră, dar poate că nu știu că dumneavoastră sunteți regizoarea acestor filme. Păi eu am început să fac filme ca regizor și co-scenarist în facultate și scurtmetrajele pe care le-am făcut acolo, o parte dintre ele studențești, au circulat în festivaluri și unele, toate de fapt, sunt disponibile online. Bună, Cristina Pa, Cristina e primul meu film. Mi-am dat licența cu un film numit Vineri în jur de 11. La master am făcut un mediu-metraj care se numește Captiv de Crăciun și el e disponibil online. Mi-am făcut debutul în lung-metraj cu filmul numit Love Building, un film independent realizat cu actori neprofesioniști despre care noi nu am crezut că va ajunge în cinema sau că va deveni film, a pornit ca un exercițiu. Am continuat cu sequel-ul, continuarea lui Alt Love Building, partea a doua. Iar în 2015 am filmat filmul despre care povesteați, Breaking News, filmul pe care de fapt îl pregăteam de mulți ani și cu care aș fi vrut să-mi fac debutul în lungmetraj și eu, alături de Voica. S-a întâmplat diferit. Breaking News se numește, în care Voica Oltean are rolul principal alături de Andy Vasluianu. Și mă bucur tare mult că acum și eu și Voica nu ne intersectăm, din păcate, dar suntem în același loc, în aceeași postură. Între timp ea a terminat facultatea și mi se pare extraordinar. Pentru mine tot 15 ani are cum. Și pentru mine. Da. Cam așa. Și am încercat puțin și regie de teatru. Am făcut, scris și regizat un spectacol de teatru într-un singur personaj, Neverland. Iar în 2020 am regizat 6 dintre cele 8 episoade ale seriei Rux, produse de HBO Max. Iar acum ne pregătim de lansarea primului meu film documentar, toamna asta, care se numește Playback. Și am încercat toate formatele. Să și care se axează pe ce, filmul documentar? Are în centru un personaj, Sorin Lupașcu, care a fost un foarte cunoscut DJ în perioada comunistă, cunoscut în Iași și cunoscut la Disco Ring în Costinești. Și traseul pe care îl urmărește filmul, însoțindu-l pe el, de fapt e un pretext pentru a descoperi un pic de aromă a timpurilor respective. E un film cu multă muzică, cu multe imagini de arhivă. E coprodus de Televiziunea Română și am avut acces la niște materiale de arhivă foarte speciale. Deci e un film despre muzică și despre ce a însemnat ea atunci și ce înseamnă ea acum prin intermediul acestui domn. Și știți de cine o să fie difuzat? De cine o să fie privat? Va fi cu siguranță difuzat pe TVR. Da. Dar deocamdată încercăm să-i facem niște evenimente speciale în țară, în diverse orașe, proiecții cu prezența noastră și mai ales în prezența lui Sorin Lupașcu, care
Foarte interesant. Încă activează în domeniu, încă pune muzică și ce e foarte spectaculos e că pune muzica de atunci. Și ne-am dorit să amestecăm filmul proiectat cu un spectacol, o discotecă, practic, realizată live tot acolo. Cum ați ales această profesie? Am fost la o filmare când aveam 14 ani. Eu nu vin dintr-un mediu artistic. N-am pe nimeni în familie care să fie avut orice fel de preocupare în zona artelor. Și la 14 ani mama mea a găsit un anunț în ziar în care se căutau copii pentru o producție de film american care se filma în România la Castel Film în București. Figurație. Și m-am înscris, singurul lucru pe care trebuia să-l facem noi era să știm limba engleză. Cum eu eram foarte bună la engleză, m-am potrivit, m-am dus acolo și am fost ca și cum am pășit într-o lume pe care eu nu aveam niciun fel de reper despre ce înseamnă filmmaking. Nu știam real cum se face un film. Adică și mi s-a părut atât de extraordinară meseria tuturor oamenilor de acolo, începând cu actori și terminând cu electricieni, cu grip, cu oamenii de la catering, cu toată lumea. Mi s-a părut că nu poate să fie nimic mai extraordinar în lumea asta decât să faci film, să fii pe platou. Deci nu m-am mânat vreo dorință de a-ți spune ceva lumii. Cred că am ales regia pentru că era poate cea mai clară pentru mine, adică nici asta de fapt nu era foarte clară. Nu puteam să fac imagine, nu puteam să fac montaj pentru că erau puțin mai exacte, trebuia să știi fizică, matematică, iar eu am fost o catastrofă toată viața la științele exacte. Și gândul ăsta încolțit în mintea mea în clasa 8-a, nu m-a luat nimeni în serios, evident. Prin clasa 11 am început să insist în fața familiei că eu chiar vreau să dau la regie. În continuare nu m-au luat în serios, ba chiar au încercat să mă avertizeze că nu e tocmai să safe, că nu e o profesie stabilă, că... Și cu toate astea, între 12 am decis și am primit și susținerea familiei de a da la un ATC la regie și am picat. Și cu toate astea nu am abandonat. Susținerea din partea familiei, mamei mele, a crescut parcă și mai mult după eșecul ăsta. Pentru că eu am zis, eu nu o să dau până o să intru, nu vreau. M-am angajat, am fost chelneriță un an, mergeam la cinematecă și serveam cafele dimineața și seara mergeam la cinematecă. Iar anul viitor am intrat, ultima, dar am intrat. Și așa, deci eu, și de atunci încolo nu a existat zi în care să am ocazia să fiu pe un platou de filmare al meu sau al altuia, în care să nu mă simt cea mai fericită persoană din lume când sunt acolo. Deci e clar că e perfectă pentru mine meseria asta. Dincolo de ce transmit lumii, care până la urmă, asta e, bune, proaste filmele, eu sunt fericită să le fac. Spuneați că atunci când v-ați dus pe platoul de filmare prima dată, nu știați nimic despre cum se face un film. Cum se face un film? Păi eu cred că asemănam filmul cu teatru sau cu o chestie continuă sau cu ceva mult mai... Un film se face nu doar pe platou, asta e clar. Facerea unui film, asta vorbeam și cu copiii la atelier azi, facerea unui film se întâmplă înainte de filmare cu mult. Și de fapt partea esențială din facerea unui film se întâmplă în pregătirea filmării. Filmarea e pe o perioadă limitată și e foarte important să știi exact când ajungi acolo ce vrei, ce ai de făcut, cine, fiecare să știe ce are de făcut, pornind de la povestea pe care vrei să o spui, alegând cum vrei să o spui și cu oamenii alături de care vrei să o spui. Deci e un proces foarte lung. După încheierea filmării, procesul continuă în etapa de montaj, de sunet, el se tot transformă, e un proces organic și teatrul e un proces organic, dar e mai restrâns, cred, în cadrul reprezentației. Un film, ok, se reiau duble, se reiau cadre, dar odată fixat, odată filmat, nu știu cum să zic, imortalizat, momentul el rămâne acolo. Odată introdus în montaj, montat, finalizat filmul, el rămâne acolo veșnic.
Dar până ajunge să rămână acolo și până se închide total, e un proces foarte frumos în absolut toate și foarte organic, în continuă transformare. Nu poți să spui niciodată, apropo de un scenariu, citești scenariul, ăsta e filmul, sau termin filmarea, zici, ăsta e filmul, sau termin. Niciodată nu e ăsta filmul decât când e închis. Aici se seamănă cu teatru. Da, deci da. Cred că teatru poate evolua cumva, poate procesul ăsta organic crește de la reprezentație la reprezentație pentru film, încetează în momentul finalizării lui. Dar cum a fost experiența ca regizor de teatru? Pentru că totuși sunt diferențe. Sunt foarte mari, iar eu m-am aruncat în asta nu pentru că voiam să-mi demonstrez neapărat că eu m-am raportat întotdeauna cu foarte mult respect la regizorii de teatru și la oamenii de teatru, pentru că mi s-a părut că regia de teatru implică mult mai mult background cultural pe care eu nu am simțit niciodată că l-am, adică mult mai o înțelegere diferită a unui text, o raportare, e diferit de film. Spectacolul pe care l-am făcut e bazat pe un text scris de mine. Și cumva demersul a fost că am vrut să spun această poveste, nu puteam să o spun în film pentru că s-ar fi pierdut din forța ei și am ales teatru ca mediu de expresie pentru o poveste pe care voiam să o spun, nu invers, nu am zis vreau să fac teatru, oare ce să fac. A fost vreau să spun povestea asta, cred că doar în teatru pot să o spun. Și a fost un spectacol într-un singur personaj cu foarte multe influență din cinema, adică a devenit un spectacol multimedia cu multă proiecție, decorul a fost proiectat, foarte multe elemente de film de care eu m-am sprijinit pentru că doar pe ele le știam cumva. Și aici un hibrid foarte interesant, extrem de personal. Neverland se numește, actrița este Ioana Flora, care face, a făcut că nu se mai joacă, un adevărat tur de forță în o oră jumătate în care e tot timpul pe scenă și a fost extrem de emoționant. Doar că mi-am zis că nu mă consumă atât de tare fiecare reprezentație, mă consumă atât de tare pentru că eu cumva mi-am asumat și rolul de regizor tehnic și tehnica în acest spectacol era foarte multă. Practic ea juca cot la cot cu tehnologia, cu sunete preînregistrate, imagini, ea interacționa cu regia tehnică. Orice greșeală din partea noastră putea dărâma tot. Iar stresul care a venit la pachet pentru mine cu treaba asta m-a făcut să zic că nu mai pot. Adică la film între o lună, două, ci se termină. Dar nu puteam în fiecare seară să trec prin asta îmbătrânit mult timp. Și mi se pare foarte, foarte dificil, dar minunat. Adică sentimentul ăla iarăși e diferit. Publicul din sală, energia aia de pe scenă. Filmul meu, oricare îl văd acum, evident că îmi vin înapoi și simt toate lucrurile alea, dar el e tot ăla. Pe când spectacolul de teatru era altul de fiecare dată, energia sălii conta. Deci e magică și lumea asta a teatrului. Mult mi-a plăcut. Și efemeră, da, nu rămâne. Exact, exact. Și asta e dureros de efemeră câteodată. Cum vă alegeți actorii atunci când dați un casting? La ce vă uitați dumneavoastră și la poate sunt niște, deși nu e chiar în regulă să spui niște reguli după care merg regizorii de film, pentru că în artă nu prea sunt reguli, da? Regula e să încalci regula ca să poți schimba ceva sau... Actorii din provincie, desigur că sunt și excepții, dar sunt excepții, sunt dezavantajați din punctul acesta de vedere, pentru că de regulă castingurile se țin la București. Da. Ele se anunță, multe dintre ele, oarecum nu cu mult timp înainte sau cel puțin ajung la ei mai târziu. Nu pot corela programul teatrului cu ziua castingului. De multe ori ești anunțat mâine la ora 4, da. Și atunci el are spectacol sau repetiție, nu poate da peste cap programul unui teatru și din păcate da, sunt foarte mulți actori cu potențial, cu potențial mare, care nu au acces la aceste castinguri. Da, accesul ăsta trebuie și merită facilitat de directorii de casting. Eu așa am lucrat în general.
cu care eu îmi iau timp și pentru că respect de altfel procesul ăsta, chiar dacă nu e ceva ce să-mi facă neapărată plăcere, dar respect procesul și dau timp. Și au fost cazuri în care am mers pe self-tape sau pe întâlniri pe Zoom. Adică disponibilitatea există. Tehnologia, sigur că acum poți să-ți trimiți un self-tape, să merge foarte mult de oriunde din lume. Măcar într-o primă instanță. Exact. Cred că legătura puternică ce trebuie creată este nu neapărat cu regizorii, pentru că noi, eu fac un film, dacă am noroc odată la 5 ani, pentru că e complicat, ci cu regizorii, directorii de casting, care lucrează cu mai mulți regizori în mai multe proiecte și atunci șansele unui actor care e mai puțin vizibil și care n-are contact direct cu lumea din București, să spunem, este intermediarul pentru ei, acest director de casting. Și e importantă legătura asta cu ei. Și am lucrat cu directori de casting care vin, văd spectacole, cunosc actori din provincie. Și asta a contat pentru mine. Să ne întoarcem puțin la cursurile noastre de regie de film pentru tineri, cele pentru care ați venit să le susțineți. Cum vi se pare proiectul acesta? Cum vi s-au părut cursanții noștri? Și credeți în el, în proiectul ăsta, că se poate dezvolta într-un festival de amploare? Credeți că are șanse să se împlinească lucrurile astea? Absolut. Cred, mi se pare o idee extraordinară și faptul că s-a și întâmplat și s-a pus în practică și că l-ați pus în practică e extrem de important pe parte de educație cinematografică. Eu mă implic de foarte mulți ani, 15-20, în educație cinematografică. Am fondat o asociație care cu asta s-a ocupat, m-a interesat și ne-a interesat întotdeauna să avem acces la tineri, liceeni, oameni care nu primesc o educație de acest tip în școli. Nu, sistemul de învățământ din România nu oferă o pregătire, nu zic artistică, cinematografică. Prin urmare, reperele tinerilor sunt foarte îndepărtate de lumea asta. Ei nu știu ce înseamnă. Și atunci un proiect de genul ăsta, care adună tineri, mai ales tineri care nu sunt din București, de exemplu, că de bine de rău în București te mai duci, mai sunt cursuri, mai sunt ateliere în orașe mai mici, mie mi se pare extraordinare și aș veni oricând, aș merge ori și am făcut asta și o să mai fac. E o bucurie foarte mare că reușești să arăți, să povestești unor oameni despre pasiunea ta și despre o lume la care ei nu au acces. Am avut 20 și spre 30 de participanți extrem de drăguți cu toții, mi-a plăcut enorm. Am lucrat 2 zile cu ei. A fost o evoluție foarte rapidă, de fapt, pentru că cred că și eu vin cu un tip de discurs non-formal neasemănător celui din școală, dar întotdeauna șocul este la prima întâlnire că acești copii nu vorbesc. Și nu vorbesc pentru că în școală nu vorbesc, pentru că nu încurajează școala românească, în majoritatea ei, să-și spună părerea, să conteste, să există o frică de a nu spune ce nu trebuie și există un instinct de a asculta ce spune profesorul și de a nu avea nicio părere. Asta e de când eram eu în școală, în liceu. Mi se pare că nu s-au schimbat foarte mult lucrurile aici, din păcate, și asta e foarte trist. Și atunci traseul pe care noi îl facem este de la vorbi, nu vorbesc, mă refer și la colegii mei, dar să zic doar de mine, este de a mă afla în fața unei clase de copii care mă privesc și așteaptă să le dictez ceva și ei să scrie, la cum a fost astăzi ultima zi, un dialog real, nu se mai opreau din spus părerea, din avut idei, din avut întrebări, adică mă uitam în doar 2 zile cât de important este ca cu acești copii să se discute. Ați avut propuneri interesante din partea lor? S-au gândit? Au fost printre ei participanți care să se gândească până acum cam ce ar face? Știu că subiectul sau tema viitoarelor filme de scurtmetraj este tinerețea, având în vedere că Târgu Jiul este capitala tineretului anul acesta.
V-au propus lucruri interesante? Ei sunt în etapa în care abia au încheiat atelierul de scenaristică. Au ca temă să vină cu niște idei. Au idei, am auzit vorbind, s-au grupat în echipe deja. Eu n-am intervenit foarte mult pe poveștile lor pentru că i-am lăsat să fie creativi și liberi. Unde le-am atras atenția este când poveștile propuse cumva tindeau spre filme de lung metraj. Adică erau atât de ample poveștile și necesitau atât de mult timp încât le-am atras atenția că nu vor încăpea în 5 minute. E foarte important să știi să-ți structurezi ideile și într-o formă mai scurtă. Noi am încurajat să urmeze orice fel de structură și instinct și instinct pe care l-au la nivel vizual. Adică de foarte multe ori, având aceste noțiuni de bază pe care le primesc de la noi pe parte de scenariu, regie, imagine, montaj, eu cred că pentru ei e foarte important să nu gândească în cutii, în grădit, să nu gândească în grădit, să gândească liber și să nu gândească după reguli. Apropo de ce spuneați, nu există reguli. Există un ghidaj pe care noi îl facem, există niște noțiuni pe care eu le-am dat mai departe, apropo de ce înseamnă un cadru, ce înseamnă un decupaj, cum gândim o secvență. Ieri, de exemplu, ne-am jucat de a personajul intră pe ușă, cum filmăm asta. Și au dat seama și ei că au fost 20 și ceva de feluri de a filma acest lucru, deci 20 și ceva de filme, deci fiecare dintre ei are o voce și e a lor. Asta nu le dăm noi și nici nu le putem lua. Și atunci îi încurajăm să se exprime. Nu contează, iese bine, nu iese bine, până la urmă e primul film. Experiența prin care vor trece și contactul cu publicul, dacă se va întâmpla, și îmi doresc foarte tare să se întâmple pentru ei, va fi extraordinar ca experiență. Adică nu cred că trebuie să căutăm valori, să încurajăm, să creștem elite. Nu, trebuie să dăm, și asta mi se pare extraordinar că faceți, să dăm ocazia acestor tineri să se exprime prin film. De ce e important pentru tineri să cunoască și să aibă o educație cinematografică? Pentru că până la urmă cursurile acestea, deși cine știe, poate printre ei își descoperă pasiuni sau alții deja știu că le au și le exersează, nu? Și poate că unii dintre ei vor alege la un moment dat un drum către această profesie, dar majoritatea nu. De ce e important totuși, dincolo de faptul că ți se oferă șansa de a te exprima, de ce e important să avem pentru noi, societatea de astăzi, generațiile de astăzi, să avem o educație cinematografică? E extrem, cred că e important să avem o educație culturală, cu totul artistică, cu totul, nu doar legată de cinema. O să mă refer la cinema, pentru că cultura, cred că e singurul lucru care poate salva o națiune. Și nu mă exagerez când spun asta. De acolo pleacă mult, mult, mai mult decât ne dăm seama. Și un popor sărăcit de cultură, de acces la cultură, e un popor ușor manipulabil. E un popor de cultură și educație, că educație culturală, dacă e să ne referim împreună. Ușor manipulabil, cu viziuni foarte mici, foarte strânse. Oare îi ajută pe ei acum, la stadiul acesta al vârstei lor, dar și mai târziu, faptul că iau contact cu ceea ce înseamnă imaginea, cu ce exprimă imaginea, oare îi ajută să realizeze cum, de felul în care pot fi manipulați sau sunt manipulați de ceea ce e în jurul nostru din punct de vedere mediatic, prin imagini? Absolut. Noi trăim acum într-o era imaginii care e mult mai prezentă decât în perioada mea. Suntem în era TikTok, suntem în era videourilor împărtășite online ca mijloc de comunicare. Cumva filmul, ca mod în care e perceput, a avut întotdeauna,
cred eu, două laturi. Latura de entertainment, de circ, da? El a circulat asta, le spuneam și lor. Filmul a mers cu circul, adică a fost bâlci la începutul lui și a continuat. Și o latură artistică. Războiul ăsta între cele două mi s-a părut întotdeauna inutil, adică filmul, la film poți să mănânci și popcorn, dar te poate pune și pe gânduri. Și ele pot coexista. Din păcate, raportarea tinerilor și raportarea spectatorilor din România în prezent, mi se pare, e doar la filmul la care mănânci popcorn. Și asta face ca să existe oarecare respingere a unui alt tip de provocare intelectuală pe care cinemaul îl oferă și arta îl oferă, dar asta vine din lipsa unei educații, din lipsa, nimeni nu te învață cum să te uiți la un film. Reperele tale nu există, nu se formează. Dacă s-au închis toate cinematografele aproape din această țară, vorbesc de cinematografele care oferă un tip de cinema care nu e țintește neapărat către entertainment, pentru că așa există foarte multe mall-uri și foarte bine că există. Dar nu mai au acces. Trăim în era Netflix, mult consum, fără să spun că nu există produse foarte valoroase care vin via Netflix, via platformele astea. Prin urmare, se pierde o latură foarte importantă, acel cinema care te pune pe gânduri, care spune întrebări. E ca accesul la literatură, la pictură, la tot. Lucrurile astea te creează de fapt ca om și te schimbă ca om, accesul la contactul direct cu un tip de gândire, cu un tip de vizual, cu un tip de ideologie, de filozofie, de emoție. Tu dacă nu ai acces la asta, nu te dezvolți emoțional ca om. Și atunci e de asta mi se pare important să poți să îți dezvolți straturile emoționale de om ca să poți să percepi lumea asta mai puțin simplist decât o percepi neavându-le, cred. Știu că există la curs un tânăr care spune că el vizionează filme de Tarkovski. Eu m-am jocat astăzi, da, să-mi spună vreo trei dintre participanți replici din filmele mele, pe care nu le-au văzut acum, că știau că da, m-am emoționat. Era cineva care știa numele personajului, era cineva care îmi spunea replica aia din filmul Captivi de Crăciun. Eu am făcut acum 13 ani acest film. Eu nu l-am mai văzut. Mi s-a părut că există interes. Filmele astea sunt disponibile online. Da. Dar le poți vedea sau nu le poți vedea și sunt ale mele. Sunt mult mai multe alte filme extrem de valoroase din cinema românesc la care ei se uită. Era cineva care știa toate filmele din Nou Val. Fetiță. Adică mă emoționează lucrurile astea pentru că accesul la ele există, nu e greu, nu e greu. Există platforme, există online, există, se găsesc. Cinemaraton, chiar și pe Netflix sunt o grămadă de filme românești. Trebuie doar să existe interes. Și trebuie să vină cineva să zică, uite, uite-te și la asta. Și școala nu face asta, din păcate. Nici nu e pregătită, nu există cursuri de cinema, cursuri de... Și atunci cred că e important ca noi să o facem. Noi, cei implicați în tipul ăsta de educație non-formală, dumneavoastră prin proiectul ăsta, noi prin ce venim și le spunem și în felul ăsta putem suplini cumva și dacă un om, doi oameni, cinci oameni reușim să-i deschidem către zona asta, eu consider că am câștigat. Există și posibilitatea ca pe anumite discipline, ca modalitate de predare la anumite ore, sigur, să faci vizionări de film. Sunt, au un impact neașteptat și întotdeauna rețin mult mai multe informații. Da, pentru că e modul lor de comunicare mai mult decât... Știm că imaginea a fost primul mod de a comunica cu celălalt, nu? Da. Și care are cel mai mare impact emoțional asupra noastră. Da. Uitatul la filme se învață. La fel cum se învață cititul, nu mă refer la citit abecedarul, înțeles ce citești. La fel cum de multe ori nu înțelegem ce citim, de multe ori nu înțelegem ce filme vedem dacă cineva nu ne-a oferit acest tip de educație. Iar asta se răsfrânge în comportamentul nostru
oameni, în toleranță, în deschidere între alte zone, alte culturi, deschidere alte... la nouă, în acceptarea nouă, la nou, la altceva, în relaționarea cu ceilalți, exact, cu noi. Exact, exact. Da. Ce proiecte de viitor aveți? Asta plănuim toamna asta să lansăm acest documentar, da. Dar el este făcut, pentru mine este încheiat. Îmi doresc ca vara asta să scriu un scenariu singură, primul pe care îl scriu singură, un scenariu de lungmetraj. Lucrez de fapt de ceva timp la el, îmi doresc să-l finalizez sau să finalizez un prim draft, ca apoi să înceapă procesul lung și anevoios al finanțării, da. Care e întotdeauna un proces lung și complicat. Îmi doresc în paralel să facem, să dezvoltăm puțin pe proiectele Asociației Culturale Controlem pe care am fondat-o și să revenim practic la nivelul nostru pe zona de educație de dinainte de lockdown, pe noi lockdown-ul, pe noi pe toată zona culturală, da. Lockdown-ul ne-a îngenunchiat destul de rău. Am avut o pauză, am continuat să facem proiecte, dar aș vrea să ridicăm la loc pe zona de educație, că acolo ne-am oprit puțin, pentru că acolo ne-a lovit pe adunări publice, pe oameni, pe da. Asta mi-aș dori și mi-aș dori să continu să fac proiecte de training și de consultanță, de scenariu, ceea ce fac în continuare și fac de ceva timp în paralel. Pentru că la fel cum vorbeam de copii, de tineri, că filmul le oferă o poartă către altceva, pentru mine consultanța de scenariu și întâlnirile astea mie mi oferă o poartă către altceva. Către alte orașe, alte lume, alte culturi, că nu vorbesc doar de România, dar și de România. Da. Puteți să ne spuneți, să ne dezvăluiți subiectul filmului de lungmetraj? N-aș vrea să vorbesc, nu că sunt superstițioasă, n-am vorbit despre, nu, n-am prea vorbit public despre el, pentru că sunt încă eu într-o oarecare căutare, nu sunt foarte sigură ce va rămâne și ce se va schimba. Și sigur este despre un om. E despre un om și mai mult decât atât este despre o femeie, ceea ce mie nu mi se, adică personajul principal e o femeie. Nu prea am scris cu personaje principale femei, doar piesa de teatru despre care povesteam. E prima dată pentru mine când scriu singură, am un personaj feminin, oarecum asemănător cu mine și o poveste care mi-e destul de apropiată. Deci aș putea să spun că va fi, în orice formă va ajunge el să fie, un film foarte personal. Ceea ce este și puțin înfricoșător, dar este și foarte, foarte exciting, cumva. Vă doresc succes. Vă povestesc când este terminat. Promit. Mulțumesc mult. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să fiți invitată în podcastul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. A fost o plăcere. Și că cu ocazia asta v-a putut cunoaște mai puțin mai mult publicul Târgu Jian. Vă mulțumesc în special pentru faptul că ați acceptat să veniți ca trainer și că ați fost foarte deschisă de prima dată când ne-am auzit la telefon și v-am descris proiectul și ceea ce intenționez să fac în viitor. Pentru susținerea noastră, pentru că m-ați ajutat în constituirea echipei de traineri și de asemenea pentru promisiunea pe care mi-ați făcut-o că în continuare în toamnă, în septembrie ne vom revedea. Absolut. Și dacă nu mă invitați, voi fi aici oricum. Să vedem produsul muncii noastre și pe viitor să dezvoltăm proiectul ăsta, să-l facem din ce în ce mai mare. Ar fi extraordinar. Încă suntem la faza de brainstorming, de a găsi, da? Ne-am gândit la festivalul Film Infinit, nu? Ca să găsim un titlu, dar poate ne mai vine altul și mai și. Deși mi se pare foarte potrivit. Încă o dată mii de mulțumiri. Și eu. Și să avem succese deopotrivă și împreună. Împreună neapărat și să ne revedem proiectul acesta. La filme. Să ne revedem la filme. Este extrem de important și v-am mai spus, mai spun o dată, extrem de important și extrem de frumos, de fapt, ce faceți pentru tinerii din acest oraș. Și cred că orice ar fi proiectul ăsta, trebuie să continue. Nu stă în
valoarea filmelor stă în demers. Așa este. Deci eu sper să avem filme bune, amuzante, personale, tot, dar și dacă nu le-am avea, pentru mine întâlnirile din ultimele două zile au fost, cred că am schimbat ei ceva în mine, eu ceva în ei. Și asta e de fapt cel mai important. Vă mulțumesc foarte mult.